Acum câteva zile, președintele Colegiului Medicilor afirma că există o adevărată neîncredere a populației în sistemul de sănătate. Numărul infecțiilor nosocomiale, numărul crescut al, hai să zicem, malpraxis, eu nu sunt de acord cu acest termen, al erorilor medicale. Publicitatea care se face în jurul acestor erori medicale. Asta voiam să vă întreb, cu aceste erori medicale chiar sunt atât de multe sau este publicitatea? Adică, dincolo, chiar nu sunt? În Franța, de exemplu. Da, deci prima noțiune, eu aș vrea să o mătur, deci malpraxis, deja legea malpraxisuri, este ca și când orice eroare medicală ar fi o greșeală. Deci noi nu suntem roboți, roboții nu vor opera în locul nostru decât în 2100 și suntem sortiți greșelii. Deci chirurgie fără complicații, chirurgie cu risc zero nu există. Peste tot să fac erori medicale. Însă în niciun caz publicitatea care se face, deci eroarea medicală este o bucătărie internă a spitalului, a medicului și a asigurului. Ce treabă are poliția, medicina legală și presa, fără să arunc piatra la presă. Deci, orice jurnalist cu care a depus jurământul, orice medic este din start nevinovat. Deci, teoria nevinovăției, până se dovedește la tribunal, el este nevinovat. Prezumția de nevinovăție. Deci presa românească calcă în picioare de la prima zi calcă în picioare medicul. Chiar președintele Colegiului Medicilor spunea că un proces de malpraxis poate să dureze 1, 2, 3, chiar 8 ani. Pacientul până atunci moare. Aparținătorii se lasă de aceste procese. Iar medicul este prins în menghină. El știe foarte bine că timp de 3-4 ani nu va mai opera. Sau operează, face chirurgie defensivă. Deci el face minimul sindical. Cum adică chirurgie defensivă? Ce deci știind asta? Că ai un proces pentru o intervenție, instinctul de conservare spune nu mai fac această intervenție. Fac cât se poate de puțin sau trimit bolnavul la spitalul superior. Asta se cheamă medicină defensivă. Și este normal dacă durează atâta timp. Orice proces, orice plângere a bolnavului este un stres enorm. Eu sunt expert la cur d'apel și deci orice chirurg la fiecare 2-3 ani are o plângere. Încă o dată, chirurgie cu riscul zero nu există. Vorbim de Franța. La fel se găsește și în România, este evident. Cu atât mai mult cu cât nivelul de pregătire al medicilor este destul de slab. Și asta o asum. Adică la spitalele la universitățile tradiționale, în chirurgie ortopedică, există între 15 și 16 rezidenți în fiecare an. Vă dați seama că în timp de 6 ani ei nu ajung să opereze mâna întâia niciodată. Și atunci ei sunt lansați ca specialiști în ortopedie, unii nici nu știu să facă proteza de șold sau proteza de genunchi când ies să specialiști. Este evident că greșești. Asta este o altă problemă. Dar greșeala medicală nu trebuie judecată nici la medicină legală și nici de tribunal, nici de poliție sau de jandarmerie. Legea malpraxisului, hai să o spunem cum zicea Caragiale, este extraordinară, dar nu există. Acum, dar lipsește cu desăvârșire. Exact, asta este formula lui Caragiale. Deci legea există de 20 de ani, dar nu a funcționat niciodată. Și sunt de acord cu acest principiu și medicii, și bolnavii, și asiguratorii. Deci, bolnavul poartă plângere, această plângere se duce la Colegiul Medicilor, iar românul zice orb la orb sau corb la corb, nu scoate ochii, și expertiza pentru plângere este făcută de un legist. Cât ar fi el de medicina legală, regina medicinii, un legist n-a operat niciodată și n-a avut niciodată un trup viu în mână. El operează morții. Deci este și la acest sistem nu participă asiguratorii.
Deci degeaba ai condamnare, degeaba ai o sumă de bani, pentru că asiguratorii nu participă la această lege. Și nu participă. De o parte îi înțeleg, pentru că polița de asigurare la malpraxis este astăzi 200 de euro. De câțiva ani. Înainte era 50 de euro. Asigurările au adunat 50 de milioane de euro în, nu știu, în 5 sau 10 ani. O sumă derizorie. Astăzi, de exemplu, în obstetrică, la nașterea unui copil malformat, care nu a fost depistat intrauterin sau în timpul nașterii s-a făcut un forceps și iese cu o paralizie, sumele acordate bolnavului sau familiei atinge milioane de euro. Pentru o paralizie după operație de chirurgie vertebrală, pentru o paralizie de picior sau de tot membru inferior, indemnizațiile ajung la sute de mii de euro. Păi de unde să aibă asiguratorul acești bani dacă el nu ia decât 200 de euro de la fiecare bolnav? Deci eu, de exemplu, eu plătesc 30 de mii de euro în fiecare an polița de asigurare. Dacă noi suntem 400 de chirurgi vertebrali, dacă noi cei 400 plătim 30 de mii de euro, din această sumă asiguratorii au largement din ce să-și ramburseze bolnavi. Și acest, deci, plângerea bolnavului atârnă ca o sabie a Damocles pe capul chirurgului. El nu mai poate să fie chirurg după ce bolnavul a murit sau bolnavul are o complicație gravă. El este așa, ca o cârpă și își pune mereu întrebarea: mai fac această chirurgie? Sau mai fac chirurgie? Asta este una. În al doilea rând, în România, toți medicii sunt într-o oală comună. Că sunt la stat, că sunt la privat, că sunt la cabinetul individual. În ce sens sunt într-o oală comună? Sunt într-o oală comună în ceea ce privește responsabilitatea medicală. Okay. Este o aberație română-românească. Nu există nicăieri așa. Deci, medicul de la stat este considerat, și în România este considerat, funcționar public. Deci, funcționarul public este asigurat de spitalul care l-a angajat. Și asta este clar. Deci, el nu are răspundere. El nu are răspundere, medicul legal. Răspunde spitalul, face două, trei prostii, spitalul l-a dat afară. Cel care lucrează în sistemul privat, ca mine, are o responsabilitate civilă și penală întreagă. Deci numai cei care lucrează în liberal. Și atunci, bineînțeles că în liberal este o altă medicină. Ne uităm de trei ore înainte să punem bisturiu, ceea ce medicul de la spitalul de stat, care nu are această greutate, această asigurare, taie fără să gândească, între ghilimele. Deci, și asta, sunt foarte mulți, iar în România, cele mai multe procese și condamnări sunt pe luare de mită. Asta este așa, este intraductibilă în franceză și deci nu există. Să faci închisoare pentru 200 de euro, 300 de euro, indiferent, deci nu este greșeală medicală. Este... Da, subiectul este spinos și nu l-abordăm. Nu, deja intrăm în cu totul altceva. Exact. Nu, haideți să ne întoarcem puțin la bolnavi. Da, așa. Deci bolnavii pleacă pentru că, recunoscut pe plan național, nu mai au încredere în sistemul medical. Nu mai au încredere în medici pentru că presa i-a zdrobit de la primul pas greșit. Nu au încredere în medici pentru că... Deci aruncați vina pe noi, domnul doctor. Nu. Deci presa trebuie să intre în acțiune după decizia de tribunal. După decizie, după hotărârea definitivă. După hotărârea de tribunal. Atunci trebuie luat și cu noroi. Dar noi aruncăm cu noroi din prima zi, când nici nu se știe cine l-a operat și cum. Asta este una. Dar nu. Iar faptul că medicul de la chirurgul de la spitalul de stat este responsabil
pentru că a operat greșit sau n-a avut, deci tot el este, n-a avut un material, s-a infectat. Deci asta e vorba de structură. El răspunde penal. Și el răspunde penal. Cum? Iar asta este o istorie română-românească. Adică patrimoniul profesional este separat, trebuie să fie separat de patrimoniul personal. Adică eu am o asigurare de malpraxis, tot ce am eu, casă și mașină, trebuie să fie complet independent de această poliță de asigurare. E, în România ce se întâmplă? În România, chirurgul plătește cu casa și mașina pentru că asiguratorul... Chiar dacă este angajat la stat. Chiar dacă este angajat la stat. Deci asta este, pentru el, este un clopote de plumb. De ce să-și ia el? Și asta este un bulgăre de zăpadă. De ce la spitalele orășenești și municipale să-și ia el riscul să opereze o apendicită, când îl trimite la spitalul județean sau la spitalul universitar și el s-a asigurat? Ce fac cei de la spitalele universitare sau de la spitalele de urgență, unde ajung masiv toți bolnavii dificili? El se gândește de trei ori ce face. Operează sau merge în tribunal? Așa se pune problema, operează sau merge în tribunal? Exact, exact. Asta este problema în spitalele din România. Nu vreau să vorbesc despre clinicile private, unde... Nu, le lăsăm deoparte, da, deocamdată. Deci, în clinicile private, polițele de asigurare sunt ca și la mine, 10.000 de euro ca să operez. Ei, cum pot eu să operez? Am plătit 200 de euro prima de asigurare, am un caz foarte dificil, probabil că am și o problemă de pregătire sau insuficient. Lacună de pregătire. În sensul ce să fac? Îl trimit mai departe. Și așa mor bolnavi în ambulanță de la spitalul municipal la spitalul județean, de la spitalul județean. Și asta este o greșeală, nu e o greșeală, este o problemă structurală. Deci medicul nu are nicio vină. Dacă a murit în ambulanță, el n-a știut să-i facă nimic pentru că nu are structura specializată. Deci, dacă tragem medicii la răspundere, în aceeași proporție trebuie să tragem spitalele, adică structura spitalului la îndemână, la răspundere. Niciun spital, până în ziua de azi, nu a fost... A fost condamnat, este o excepție la Botoșani, cu acel caz a unei femei care a murit în urgență, pentru că medicul n-a vrut să... Deci, unul singur în 30 de ani, spitalul... Și răspunde și spitalul în cazul acela. Bineînțeles. Deci, haideți să-ți spunem iar pe nume. România a inventat, din 90, a inventat un sistem de învățământ, un sistem financiar, un sistem de medicină, când foarte bine putem să copiem cu amenajări românești sisteme care merg de 30, 40, 50 de ani, deci după război. Franța, Belgia, Austria, spunea Germania. Cineva la un moment dat, de ce trebuie să reinventăm roata? Roata, exact. Deci haideți să, nu e târziu, nu e niciodată mai târziu. Haideți să copiem, să aducem cu niște amenajări românești un sistem care merge. Deci președintele colegiului vine des în Franța și colegii știe foarte bine sistemul francez. Haideți să-l adaptăm și atunci toată lumea, că noi băgăm bani în spitale, ne batem pentru salarii, și aici mi-asum răspunderea, dar toată lumea a uitat cine este pilonul sistemului de sănătate. Păi este bolnavul. Deci, exact. Haideți să ne aducem înainte, să ne întoarcem înapoi și să vedem bolnavul ăsta ce face, ce vrea, și după aia ne ducem noi salarii, condiții, remene și scaner la fiecare colț de stradă. Dar noi am uitat. Bolnavul vrea să fie tratat și vrea să fie operat în condiții decente și vrea ca intervenția să aibă șanse de reușită. Da, deci bolnavul vrea, dar prima dorință a bolnavului fiind pivotul ăsta, totul să se învârte în jurul lui. La noi este invers. Totul se învârte în jurul medicilor. Și structura și administrația și ministerul, totul se învârte în jurul medicilor. Și cu toate astea medicii pleacă și nu mai vor să se întoarcă. Deci în momentul în care în spitalele de stat se creează structura este o chestie de bani, sările și condițiile de asepție.
dar se creează un mediu, un mediu propice chirurgiei secolului 21, noi venim înapoi. Dar să nu uităm, conflictele interne între medici, între medici și manager, nu este spitalul în care să nu fie un război între medici și manager. Asta creează o tensiune și tensiunea asta se transmite în afară, la populație. Un bolnav nu se va duce într-un spital unde știe că s-au luat la bătaie sau i-au dat afară sau managerul. Deci trebuie să se creeze o condiție, un mediu favorabil chirurgiei. Chirurgia înseamnă stres, adrenalină, scurtarea vieții pentru chirurg. Deci dacă noi nu avem condițiile astea, nu vorbim de bani. Deci eu vă asigur că mâine 30 de chirurgi francezi vin să facă coloană vertebrală. Dar haideți să le deschidem porțile. Și de ce pleacă bolnavii? Bolnavii pleacă, una că este problema încrederii. Ei nu au nicio contribuție la această problemă de neîncredere. Neîncrederea vine de sus, de la presă, de la... Deci ei pleacă pentru că își pun întrebarea. Dacă nu este o urgență absolută unde să se ducă la primul spital din colțul străzii, bolnavii cronici își pun întrebarea, ce fac? Mă duc la spitalul de stat, mă operează, ies cu o infecție nozocomială din cele mai fericite cazuri, sau mă duc la o clinică privată. Are de ales. În România, deși sistemul privat reprezintă nici 10% din sistem. Nu este foarte bine dezvoltat, plus că ei aleg să plece în afara țării tot în sistem privat. De ce nu aleg clinicile private de la noi? Deci aici este un fals dualism. Pentru că în țările occidentale, clinicile private și spitalele de stat sunt pe același picior de egalitate. Nu, încă. Deci la noi iar este o specialitate română-românească. Dar ei, bolnavii, când pleacă din țară, se duc la un medic. Nu se duc nici la clinica care are două televizoare. Indiferent de ce, în Franța, bolnavul se duce la un medic. Că este la spitalul de stat, la o clinică privată, el urmează un medic bun. Deci bolnavul nici în Franța nu se duce pentru televizor și pentru frigiderul din cameră. El se duce știind că va fi operat de o mână foarte bună. La fel și în România. Deci are acest dualism. Își face socoteala să ducă la clinica privată. Acolo prețurile, pentru că ăsta ajungem, prețurile la clinicile private din România, care sunt, și iară mi-asum, sunt un lanț de holdinguri internaționale, deci nu sunt bani românești, prețurile sunt indecente. Deci recunoașteți dumneavoastră, deci recunoaște pentru că din Franța, recunoașteți că în clinicile private din România prețurile sunt indecente. Indecente, adică cu prețul de la o clinică de la Regina Maria, poate să meargă în Franța, operezi doi bolnavi pentru suma asta, plus o săptămână de vacanță la Dijon, în Borgoni. Deci eu n-am nicio veleitate, nu știu de unde sunt aceste prețuri și ele sunt egalizate între cele mari rețele, dar sunt indecente. Adică... Da, considerați că oferă de banii aceștia ceea ce trebuie să primească un bolnav? Deci, haideți să vedem ce înseamnă. Deci, o operație înseamnă chirurg, anestezist, material sau implante, o zi, două de hotel, și eventual o analiză de sânge. Deci dacă facem socoteala asta, nu ajungem nici la sumele din Franța. Ce înseamnă acest surplus? Nimic nu justifică acest surplus. Deci prețurile din Franța, hai să zicem, Franța nu este cel mai bun exemplu, pentru că... Nu, dar îl cunoașteți cel mai bine. Da, deci Franța și Belgia, prețurile reprezintă 30% din sumele care ar trebui să le plătească aici. Și cu restul 70%, eu vă spun din experiența bolnavilor care vin și stau câte o săptămână, două zile înainte și trei zile după operație, și se plimbă, vizitează, deci este o microvacanță. În același preț îi costă 300 de euro biletul de avion. Dar este departe, e la 2000 de kilometri de România. Înțeleg foarte bine, aici se operează la Cluj, într-o clinică privată, la el acasă. Asta una sunt... Deci, este într-adevăr, condițiile
de hoteliere și de săli de operație, eu vorbesc la ponderasul de am lucrat, sunt top mondial. Top mondial, dar mi este foarte greu, deci eu am un contract cu Ponderas și aș putea să merg. Nu am găsit încă bolnav care să își poată permite. Că ei mă întreabă cât mă costă dacă vin și le spun o sumă. Ei dau telefon la Regina Maria și atunci, bineînțeles că calculul este simplu. Decât să fac o săptămână, mai bine fac o săptămână în Franța și respir, decât să stau la mine acasă și să mă coste. Dar, într-adevăr, de ce pleacă bolnavii? Și nu pleacă numai bolnavii, pentru că am vorbit înainte. Eu am o listă de pacienți VIP, cum ar veni, care au bani și care își permit și vin și Franța este pentru ei o a doua țară și cunosc. Dar vin bolnavi care nu au posibilitățile financiare. Și în România, pentru că suntem latini, există această solidaritate familiară. Și pun bani din toată familia să împrumută și pleacă și să operează. Și atunci rambursează în câțiva ani. Asta este punctul pozitiv al latinității noastre. Pentru că anglosaxonii nu au această... Și atunci eu am în Franța pacienți de toate categoriile sociale și care sunt și foarte mulțumiți. S-au întors în țară. Mulți bolnavi care s-au întors în țară a trebuit să justifice această operație printr-un concediu medical sau cei care sunt militari sau jandarmi să treacă printr-o comisie militară. Când au văzut ce implante s-au pus și l-au întrebat câte săptămâni ai stat în Franța, câte săptămâni ai stat în pață, deci să le spui că m-am operat acum 3 zile, am venit la comisie și m-am operat acum 3 zile prin abdomen și mi-a pus un implant sau o proteză. Nu. Deci laparotomic. Sunt tehnici care pentru noi sunt uzuale, care în România nu există. Și se privează din ochi cine este cel care pierde. Bolnavul. Înțeles. Haideți să încercăm piatră cu piatră, să punem din nou bolnavul în mijlocul acestui edificiu. Că Ministerul Sănătății și Facultățile de Medicină n-au existat dacă nu sunt bolnavi. Ei au uitat, chiar și studenții, ei se omoară cu cărțile, cu examen. Și dar întrebi de ce, care este vocația? Păi că e o meserie, că câștig bani, că e un statut social. Dar te-ai gândit că principala ta menire este să faci bolnavul bine? Nu, sunt foarte puțini în ziua de astăzi care mai gândesc așa, care mai pun bolnavul pe primul plan. În primul rând, în momentul în care un tânăr este întrebat de ce faci medicină, pentru bani. Eu le spun și la studenții din Franța, le spun, medicina nu este o meserie, este un apostolat. Trebuie să fii dedicat. Dedicat, din nou revenim că prima mea nevastă este clinica sau spitalul. Pentru un chirurg, pentru un medic, reușita profesională trece înaintea reușitei familiale sau private. De asta chirurgii au o viață tumultoasă și probleme familiare importante. Dar când aud studenții de la medicină din România, 30% intră în examen și sunt studenți și nu au decât un singur vis să plece, este trist. Este trist. Da. Poate vom reuși și noi. Ușor, ușor. Pas cu pas. Nimic nu ne împiedică. Haideți să deschidem un pic porțile prin această birocrație. Colegiul medicilor este deschis, se poate discuta, dar este o mică piatră la edificiul Ministerului Sănătății, care este o nebuloasă. O nebuloasă. Simplu fapt că din 90 până acum, cred că am avut peste 100 de miniștri în sănătății. Ministrul Sănătății e unul din pionii guvernului. Se schimbă la o frecvență foarte mare.
Trebuie totuși o stabilitate, că ministrul turismului se schimbă, dar ministrul sănătății, ministrul învățământului, stabilitatea asta... Nu avem nici stabilitate și nici predictibilitate. Să fim serioși și cu legile și cu... Da. În anii 90, cine își aduce aminte că un mare comunist spunea a românilor le trebuie 25 de ani ca să ajungă din urmă vestul, Brucan parcă era, uite că 25 de ani au trecut. Și au trecut cam deci. Au trecut repede pentru noi. Dar, din păcate, pentru poporul român, timpul trece foarte greu și în afară de mașinile de lux care au apărut pe străzile din București și aglomerație, cel puțin în spitale, avansarea asta în cei 30 de ani. Da. Deci, încă mai există reminiscențe sovietico-comuniste în spitalele de stat. Este această mentalitate. Trebuie să treacă generația mea și poate încă o generație ca cei tineri să schimbe, că e o schimbare de mentalitate. Nimic altceva. Dacă ai mentalul și curaj, ai de toate. Probabil că va mai trece încă o generație peste România ca să ajungem la... Să ne curățăm de comunism. Comunism, dar să ne curățăm de sovietico-comunist, cum îi spun eu. Bun, domnul doctor, vă mulțumesc frumos. Cu multă plăcere. Ținem legătura și pas cu pas poate reușim să facem ceva. Cu prima ocazie putem vorbi despre această lege a malpraxisului. Eu mă zbat de peste 10 ani cu conferințe în România să încerc să explic un pic modelul francez, dar asta este o altă... un alt subiect. Noi vă așteptăm. Când mai veniți în România, dați o fugă și pe la noi, pe la Observatorul Prahovean. Mai stăm de vorbă, nu mai spuneți ce ați făcut și vă ținem și noi la curent. Cu mare plăcere. Mulțumim. Vă mulțumesc.